Cuvintele sunt foarte importante atunci când descriem mâncarea, lucru folosit constant de către restaurante și hoteluri. De exemplu, cuvintele folosite în meniu sau în reclame în mai multe forme, inclusiv rețele de socializare, la fel ca și în descrierile care sunt oferite de chelneri pentru clienți. Deci, cuvintele sunt foarte importante pentru că activează numeroase ari în creier care afectează crearea poftei de mâncare. O cercetare mai veche din 1972, The Stats and Hammond, a demonstrat că vorbe legate de alimente, dacă le comparăm cu vorbe nelegate de mâncare, putem crește răspunsul salivar, adică poate să crească apetitul. Totodată, când menționați feluri de mâncare sau opțiuni de alimente, folosiți întotdeauna denumirea directă a ingredientelor. Nu le povestiți în general despre feluri de mâncare sau felul principal sau felul întâi, fiindcă asta va crea poftă de mâncare mai redusă comparat cu alți descriptori care includ denumiri concrete ale mâncării. Asta e o sugestie de bază. Există multe alte lucruri pe care le puteți face pentru a încuraja apetitul oaspeților dumneavoastră. Deci, există multe alte lucruri pe care le puteți face pentru a încuraja apetitul oaspeților dumneavoastră. Era o cercetare realizată de Papiz în 2013 în care cercetătorul și colegii lui au vrut să înțeleagă care sunt acele adjective care capturează mai bine atenția clienților. Ca să facă acest lucru, au folosit o condiție experimentală și o teorie numită simularea teoriei conceptelor. Această teorie zice că dacă rostim un cuvânt partenerului nostru, i se vor activa o serie de asocieri cu acel cuvânt. Nu se va gândi doar la cuvântul respectiv, ci și la asocieri contextuale sau asocieri legate de un factor perceptiv, un aspect vizual, caracteristici și contextul în care obiectul specific este inclus. De exemplu, dacă zic mașină, vă veți gândi la autostradă, vă veți gândi la funcționalități, la motor, la viteză. Fiecare cuvânt creează asocieri. Cu alte cuvinte, există o simulare a acelui concept. La fel se întâmplă când menționăm mâncare. Dacă rostesc mâncarea care vă place, o veți asocia cu emoții pozitive, un context în care ați consumat acea mâncare, caracteristici specifice, gusturi așteptate, texturi, temperatură și multe alte lucruri. Papis și colegii în 2013 au comparat descriptorii folosiți de oameni pentru mâncăruri tentante cu mâncăruri netentante. Așadar, de exemplu, hamburger este tentant, pizza sau înghețata la fel, ciocolata este tentantă, alte tipuri de alimente nu sunt tentante, de pildă orezul sau mărul. Papiz a identificat că dacă suntem tentați de o mâncare, o vom descrie într-un mod diferit și poate putem folosi același cuvinte pentru alimente sustenabile și sănătoase. Papis și colegii au realizat o analiză calitativă a datelor și au demonstrat că există o diferență mare între modurile în care descriem o mâncare tentantă. În primul rând, când o mâncare este tentantă, folosim mai multe aspecte legate de așteptări de gust. Reținem foarte bine și descriem foarte bine gustul așteptat, temperatura și de asemenea textura. E ceva ce menționăm mult mai frecvent. Un alt lucru folosit de oameni mult mai frecvent în timp ce vorbesc despre mâncare tentantă este aspectul hedonic al mâncării, adică plăcerea și așteptarea experiențelor pozitive care vor fi trăite de persoane care o va consuma. Totodată, un alt lucru care este făcut și memorat de oameni mult mai bine este contextul în care mâncarea a fost consumată. În a doua condiție experimentală, participanții trebuiau să descrie alimente netentante, precum orez sau măr. În acest caz, cercetarea a arătat că oamenii rețin mult mai bine aspectele vizuale și nu așteptările legate de gust, și au menționat mai frecvent situații nelegate de alimente. De exemplu, participanții au reținut mai ales aspectele vizuale ale orezului sau a mărului și nu așteptările legate de gust, deoarece ei nu se așteaptă să o mănânce, ori le consumă mai rar. În același timp, au accentuat mai mult situații nelegate de mâncat. De exemplu, în cazul unor legume, participanții au menționat agricultura. De exemplu, castraveții sunt crescuți în sol sau mărul este verde, nimic mai mult, fiindcă, în mintea lor, ei nu se așteaptă sau nu-și doresc să consume acel tip de aliment. Cum putem folosi această cercetare în practică? Când descrieți o mâncare, Prima dată listați ingredientele, nu folosiți prea multe concepte dificile sau categorii generale. Cu cât sunteți mai specific, cu atât mai mult își va imagina persoana mâncarea respectivă și, de asemenea, așteptările pozitive. În plus, descrieți întotdeauna gustul așteptat, temperatura și textura așteptată și, desigur, aspectele hedonice care sunt valabile și la alimentele durabile. Efectele pozitive pe termen lung ale consumului de mâncăruri bune, de a ne simți ușor, bine și chiar foarte bine după masă. Ideea poate fi aplicată și în cazul descrierii felurilor de mâncare din meniul dumneavoastră sau în cazul pregătirii chelnerilor. Și ei ar trebui să folosească acești descriptori când un client întreabă despre un fel local care nu este cunoscut. Folosiți așteptări legate de temperatură, textură și gust. Mulțumesc mult! În această prelegere am învățat despre metodele de folosire a cuvintelor, dar în următorul vom discuta cum să favorizăm selecția alimentelor sustenabile prin mai multe strategii de vânzare pe care le puteți folosi la masă, dar și în timpul campaniilor de publicitate. Vă mulțumesc!